Potrivit informațiilor oferite de șeful inspectoratului de poliție Rezina Igor Botea, în urma mai multor sesizări, plângeri parvenite din partea cetățenilor la data de 9 mai 2018, a fost înregistrat materialul cu numărul 1380 în rei 2 al inspectoratului de poliție Rezina pe faptul că un agent economic din orașul Rezina își desfășoară activitatea de întreprinzător cu multiple încălcări de ordin economico-financiar manifestate prin înșelarea cumpărătorilor la măsurat, la cântar, la chitare, precum și a angajat la contrar prevederilor legislației, prejudiciind astfel bugetul Republicii Moldova. Ca urmare, în urma măsurilor speciale de investigație, au fost acumulate probe ce au stat la baza autorizării de către instanța de judecată a ordonanței privind efectuarea percheziției. Astfel, la data de 23 iunie 2018, în urma ordonanței de efectuarea percheziției din 13 iunie 2018, în comun cu Siguranța Alimentelor, a fost efectuată percheziția în supermarketul cu denumirea Linela, care este amplasat în orașul Rezina, strada 27A, august 1989-15a. În urma efectuării percheziției au fost depistate mai multe încălcări de ordin economico-financiar, cum ar fi comercializarea mărfurilor cu termenul de valabilitate expirat, necontabilizarea mijloacelor financiare în contabilitatea întreprinderii, neindicarea prețurilor la mărfurile comercializate, precum și indicarea lor greșită, angajarea personalului ilegal la serviciu, toate mărfurile cu termenul de valabilitate expirat au fost ridicate și nimicite la fața locului de către Direcția Raională pentru siguranță. Alimentelor, citată închis, responsabilii din cadrul magazinului, nu au răspuns la telefon pentru a comenta situația. Vom reveni cu detalii.